Bună seara și Hristos a înviat, stimați telespectatori, mă bucur să ne reîntâlnim din nou în direct cu dumneavoastră. Așa cum probabil ați aflat din Gazeta de Nord-Vest, în această emisiune am invitat tinere talente de la Școala de Arte din Satu Mare, elevi ai domnului profesor Vasile Chioran. Așa cum am spus și în alte emisiuni, dorim să încurajăm tinerii care bat la poarta afirmării. Iată, avem 4 elevi prezenți în această emisiune. Lângă mine se află Ciprian Tempe, Hristos a înviat, bine ai venit. Bine v-am găsit. De asemenea, Daria Berende, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, bună seara și bine v-am regăsit. Cristian Crișan, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, bine, bună seara și bine v-am găsit. Și Denisa Kaiser, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Ciprian Tempe, de asemenea Cristian Crișan, Denisa Kaiser, toți sunt anul 2 la Școala de Arte, iar Daria Berende este anul 3. În această vară va absolvi Școala de Arte din Satu Mare. Acești tineri au mai fost la noi în emisiune, dar iată, ne reîntâlnim din nou cu ei. Trebuie să obișnuiască, în primul rând, cu dumneavoastră, cu publicul, cu telespectatorii. Și, desigur, pentru ei această emisiune este ca un examen. Fiecare dintre ei dorește să evolueze și în fața dumneavoastră cât mai bine, fără greșeli. Așa își propun ei. Iar poate peste un an, doi, abia dacă o să mai vină în studio, pentru că vor fi vedete mari, așa se întâmplă, nu? La început tinerii sunt mai timizi, iar după aceea unii uită că au fost și ei la început elevi. Dar nu e adevărat ceea ce spune Cipri. Eu zic că o să venim cu toții de cu tot dragul, dată, da. Cu cea mai mare plăcere. Și ori de câte ori o să avem posibilitatea, oriunde, nu numai la dumneavoastră, o să mergem cu cea mai mare plăcere. Am vrut să vă provoc să văd dacă aveți modestie în voi și mai ales că totul se înregistrează. Dacă peste ani o să uitați de declarațiile voastre, în ghilimele declarații, atunci o să vă pun înregistrarea, știi? Da, o să rog și pe Daria Berende să ne spună câteva cuvinte despre începuturile carierei, deci nu o să fii vedetă peste un an, doi și nu mai vii la noi în emisiune, nu? Nu, vă dați seama că nu. Am avut un început frumos și o să-mi aduc cu drag aminte de el. Adică e începutul meu și... Dar unde ai avut acest început? La Școala de Arte de aici din Satu Mare, da? Da, alături de profesorul meu Vasile Chiorean, pe care îl și salut. Un profesor minunat. Și noi îl salutăm. Domn profesor Vasile Chioran a avut niște probleme, n-a putut să vină la noi în emisiune, dar ne-a promis că în viitor va veni într-o altă emisiune unde domnia sa împreună cu colegii ne vor face o demonstrație de virtuozitate la vioară. Sigur că da, ceilalți colegi la fel vor fi alături de ei. Mergem mai departe, Cristian Crișan. Să le spui, mai acum tu ești un om modest, știi? Dar mai târziu, dacă o să fii vedetă și te sună Mitică Zimmermann de la Nord-Vest TV sau alți colegi. Cred că tot așa o să fie. Da, Dacian sau Raluca și o să zic, sau nu, DJ Gabi, o să zic, bă, păi stai mă frate că acum eu sunt vedetă, nu o să vin eu la tine în emisiune sau la voi în emisiune, da. Nu cred că mă pot schimba. E felul meu de a fi modest și cred că asta nu o să pot schimba cu nimic, pot să zic. Da, mulțumesc pentru aceste gânduri frumoase. Denisa Kaiser, tu cum vezi perspectiva, viitorul din acest punct de vedere, dacă o să ajungi o vedetă, o să dai autografe după spectacole,
Și o să te mai chemăm într-o emisiune, atât eu cât și colegii mei o să vin la noi? Sau? Da, normal, nu cred că avem motive să uităm de unde am plecat. Toți avem un început până la urmă. Corect, foarte frumos. Stimați telespectatori, am să-l invit pe Ciprian Tempe să interpreteze, da, te rog să te instalezi în platou, să interpreteze două din cele patru cântece pe care el ni le-a pregătit. În partea a doua a emisiunii o să luăm și telefoane de la dumneavoastră. Vrem să câștigăm timp pentru că fiecare dintre cei prezenți în această emisiune a pregătit câte patru cântece pentru dumneavoastră, desigur, stimați telespectatori, și dorim ca fiecare să-și prezinte repertoriul pe care l-a pregătit în mod special pentru această emisiune. Așadar, ce pot să vă spun până Ciprian se pregătește? El mi-a zis că a copilărit în Unimăt alături de bunicii lui și familia, părinții lui, mai precis, și nu uită niciodată de unde a pornit. A fost un copil ambițios, un tânăr ambițios, nu i-a fost lene ca să-și ajute părinții la muncile câmpului, dar în același timp a studiat și la oraș, la liceu. Acum este anul 2 la Școala de Arte din Satu Mare. Să-l ascultăm cu primele sale două cântece pe care le-a pregătit pentru această emisiune. Ciprian Tempe. Așa-i viața omului mălat,
Și de aceea că trăiești, mă, la 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 la, nu uita să mulțumești, mă, la 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 la. Că nu-i om și nu trăiască, la 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 la. Și la cer să nu greșească, la 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 la. Și la cer să nu greșească, hey, la da 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 la. Ciprian Tempe, iată un tânăr interpret, anul 2 la Școala de Arte din Satu Mare. El a copilărit și a petrecut o parte din tinereța sa la Unimăt. Nu așa, Ciprian, nu o să uiți niciodată acele clipe pe care le-ai trăit alături de părinții tăi acolo la Unimăt. Nu o să uit niciodată și chiar vreau să-mi salut toți costsătenii, pentru că mă cunosc toți. Am fost 14-15 ani cantor la biserică acolo, deci așa că mă cunoaște toată lumea și salut pe această cale. Mai cum se face că eu 4 ani și eu am fost cântăreț la biserică, deci până la vârsta de 15 ani. Da, dar nu vă cunosc ea din da, nimeni. Și uite-mă, uite, vezi cum, cum... Ba da, ba da, avem chiar o fată de acolo din Unimăt, Corina, care a lucrat la fabrica de cânepă din Berven și a stat chiar în fața casei mele în chirie, dar nu mai știu cum o cheamă. O salutăm, Corina. O salutăm pe Corina, o fată, o femeie deosebită, din Unimăt se trage ea. Ce vreau să te întreb, ai fost acum de pași la Unimăt? Nu am fost pentru că a lucrat soția, dar chiar am fost invitat special să particip la un pic de chef acolo. N-am reușit, chiar a lucrat soția și acum fiind căsătorit să merge unul singur nu-i frumos, dar cu altă ocazie promit să fiu alături de cei de acolo. Ciprian, salut oricum pe această cale și le dedic toată emisiunea și lor și familiei mele și tot cunoscuților și... Da, iar Ciprian Tempe când merge în Unimăt, pe drum merge așa, cu
pieptul scos afară și femeile zic, Cipri, te-am văzut la Nord-Vest TV. Iar tu trebuie să răspunzi, iar eu v-am văzut la radio, doamnă. Deși merg cu mașina acum, da? Mă duc tot așa ca pe vremurile când mergeam numai cu bicicleta. Deci tot același om. Da, mă rog, da, foarte frumos. Avem tineri deosebiți care deopotrivă fac față și la provocările de la țară, de la sat, dar și cele de la oraș și mai ales nu uită de unde au pornit. Mergem mai departe, stăm de vorbă cu Daria Berende, ea este fiica Ardudului pe da, undeva, nu? După da, părinți. Da. Dar momentan nu te-ai stabilit aici la... Da, m-am stabilit aici în Satu Mare. Da, fiind da? Liceu, școala de arte... E mai potrivit pentru mine să stau aici. Dar asta nu înseamnă că am uitat de ardodenii mei sau de orașul meu. Da. Mi-aduc o dragă aminte de el și merg cu drag în el, bineînțeles. De această cale vreau să-i salut pe toți ardodenii mei și pe toată lumea care mă cunoaște, că așa sigur nu se supără nimeni. Daria, ești anul 3 la școala de arte. Înainte de emisiune mi-ai zis că ți-ai dorit să fii măcar anul 2, în sensul că îți place foarte mult acolo la școala de arte din Satu Mare, unde exersezi, lucrezi cu domnul profesor Vasile Chioran. O să despărțești greu de colegii tăi, dar asta nu înseamnă că nu poți periodic să te reîntorci acolo. Bineînțeles. Să-i reîntâlnești mereu și să vii la noi în emisiune, așa cum ai promis. Da. Așa este, da, într-adevăr. Care sunt perspectivele? Ce ai de gând? Mi-ar place să fac conservatorul și mai departe să fac muzică. Asta mă reprezintă, asta îmi place, asta mă face să simt că trăiesc. Acum... Da, foarte frumos să cultivi acest talent pe care tu l-ai primit de la bunul Dumnezeu. Te invităm în platou să ascultăm primele două cântece pe care tu le-ai pregătit și să vedem dacă se confirmă ceea ce ai spus, Daria. Stimați telespectatori, în emisiunea din această seară avem tinere talente de la Școala de Arte din Satu Mare, selectate de domnul profesor Vasile Chioran, cu care am vorbit în cursul zilei de ieri. Domnia sa n-a putut fi prezent la această emisiune, are niște probleme pe care trebuie să le rezolve, dar acești elevi ai domnul profesor Vasile Chioran sunt rezultatul muncii domniei sale. Sigur că da, dacă ai cu cine lucra, poți să lucrezi la școala de arte, cum spunea Mircea Deac, care este director acolo la școala de arte. Dacă n-ai voce, dacă n-ai talent, noi nu ți-l putem da. Cel mult la școala de arte îl putem cultiva, te învățăm să solfegiezi, mai înveți teorie muzicală, una alta, dar dacă nu ai voce, dacă nu ai dar și har de la bunul Dumnezeu, nimeni nu este vinovat și nu trebuie să fim invidioși pe cei care au talent, nu? Până la urmă, pentru că fiecare are un dat de la bunul Dumnezeu pe care trebuie să și-l cultive. Să o ascultăm așadar pe Daria Berende.
pântrestini, măi, la-la, la-la. Și trăiesc tot supărată și din sat înstrăinată, și din sat înstrăinată, la-la, la-la. Și trăiesc tot supărată și din sat înstrăinată, și din sat înstrăinată, la-la, la-la. Că pe lumea asta mare niciune Daria Berende și colegii ei, tinere talente care bat la poarta afirmării. Domn profesor Vasile Chioran mi-a zis ieri: domnule Zimmerman, domnule Mitică, vă trimit 4 din cei mai buni elevi ai mei să evolueze în această emisiune în fața dumneavoastră. În partea a doua a emisiunii, stimați telespectatori, vom lua și telefoane. Probabil că există printre dumneavoastră prieteni, cunoscuți, membri ai familiei care doresc să încurajeze pe acești tineri minunați, care, iată, bat la porțile afirmării și cred că ei deja au o notă extrem de bună din partea dumneavoastră, în sensul că mâine, poimâine, îi vom vedea
și pe alte posturi de televiziune din țară și chiar vor merge în turnee în străinătate. Mergem mai departe la Cristian Crișan. El este deloc din Zalău. A aterizat la Carei, iar acum a aterizat în emisiunea noastră. Nu îmi place să glumesc, este un tânăr talentat din Zalău, din Sălaj, care iubește gluma, muzica și buna dispoziție. Am dreptate? Așa este. Cristi, nu? Păi, bineînțeles, cred că tuturor ne place să glumim. E și muzică să... și voie bună, nu? Exact. Să fim cu voie bună întotdeauna. Cristi, la un moment dat, în timp ce colegele sau colega ta, Daria și colegul tău, Ciprian, interpretau cele două cântece pe care le-au pregătit din cele patru, mi-ai vorbit de faptul că așa este, cine n-are talent în muzică, n-are rost să se chinuiască, oricât ar încerca mama și tata sau bunicii, oricât bani avea, nu poți să-i dai omului ceea ce nu are dăruit de la bunul Dumnezeu din acest punct de vedere. Dar fiecare dintre noi, dacă nu avem talent în muzică, dacă nu avem talent într-un domeniu sau altul, trebuie să ne facem, nu până la urmă, o verificare interioară în termen de specialitate, se spune introspecție, deci să vezi cam ce poți tu să faci mai bine în lumea asta. Spunea și Cristian Țopescu la un moment dat, fiecare om are un talent, nu toți pot să fie fotbaliști, nu toți pot să fie cântăreți sau poeți sau scriitori sau, eu știu... Nu toți pot să fie popi preot, sau... Exact. Pentru că au un dar, un har. Ești răbdător, Cipri. Să mă spune problemă, dacă cineva își îngropă talentul, nu poate să-l înmulțească. Corect. Păi nu, că scrie în Biblie, Evanghelie, în Biblie, da. Te rog. Da, te rog, și Cristi, ziceam că mi-am adus aminte, de o întâmplare, așa, în vremea când eram eu la școala de arte din Zalău. Eu am absolvit școala de arte din Zalău în clasa 12, când am absolvit și clasa 12, am făcut pian, orgă electronică, așa, am făcut și teorie muzicală cu domnul Grigore Grigoruț, care acum, din câte am văzut eu, este în ansamblu și cred că este de mult la un ansamblu din Zalău. Și pe care îl salutăm, Cristi, pentru că noi suntem receptați la Zalău, în Sălaj. Sunt prietenii noștri acolo, pe care îi iubim și la care ținem foarte mult și mă bucur că ești alături de noi. Da. Exact, îi salut. Nu am uitat, să zic, de unde am pornit sau unde am crescut. De școala de arte din Zalău, exact. Da? Exact. Acolo am încă mulți prieteni, mă leagă multe amintiri, mulți colegi, foști colegii, salut pe toți și le doresc toate cele bune. O să te invit, Cristi, în platou să interpretez primele tale două cântece din cele patru pe care le-ai pregătit pentru telespectatorii noștri. Cristian este anul 2 la școala de arte din satul mare, locuiește la Carei. Este un băiat extrem de volubil, de glumeț, talentat și optimist în același timp, pentru că știe să se descurce în orice împrejurare. Să-l ascultăm pe Cristian Crișan. Cucurus cu frunza-n sus, frunza-n sus, tocui ochii cui te-o pus. Cucurus cu frunza-n sus, frunza-n sus, tocui ochii cui te-o pus. Hai, 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 la, 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 tocui ochii cui te-o pus. Că te-o pus cu patru boi, patru boi, tocui ochii amândoi. Te-o pus cu patru boi, patru boi, tucui ochii amândoi. Hai, hai, lai, la, 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 tucui ochii amândoi. Că te-o pus cu
ei cei dragi, că te-o pus cu patru vaci, patru vaci, tu cui ochii ei cei dragi, hai, hai, la 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 la, tu cui ochii ei cei dragi. Stai la săpat, la săpat, ca mândra l-a sărutat. Cucuru stai la săpat, la săpat, ca mândra l-a sărutat. Hai, hai, lai, la, 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 ca mândra l-a sărutat. Cucuru stai la plivit, la plivit, ca mândruța l-a iubit. Cucuru stai la plivit, la plivit, ca mândruța l-a iubit. Hai, hai, lai, la, 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 ca mândruța l-a iubit. Hai, hai, mândra mea, țucuți ochii și gura. Hai, hai, mândrelor, rugați-vă să nu mor. Cristian Crișan, stimați telespectatori, este o atmosferă extrem de plăcută la noi în studio la această oră, la această emisiune. Cristian Crișan a dăruit aceste două cântece și pentru toți zălăoanii, pentru toți cei din orașul Zalău, din județul Sălaj, dar și pentru toți telespectatorii noștri de pretutindeni. Cristian Crișan are o voce, cum a spus, ați văzut și dumneavoastră, extrem de profundă, gravă, și de aceea timbru vocii sale se pretează cu muzica din zona Sibiului, cel puțin din zona jienilor de acolo. Așa este. Domnul profesor Vasile Chioran a remarcat acest lucru și Cristi
s-a conformat. Probabil într-o altă emisiune va pregăti și două cântece de pe playerele Sălajului. În partea a doua emisiunii o să vă interpretez și o piesă, cum am spus, de Sălaj, o învârtită de Sălaj, tot la fel compusă de domnul profesor Vasile Chiorean. Deci am ceva și de Sălaj. Deci va fi o surpriză pentru telespectatorii noștri de pretutindeni, dar în mod special pentru cei din Sălaj și din orașul Zalău, cărora le dorim multă sănătate, bucurie alături de toți cei dragi. Denisa Kaiser vine din Maramureș, oarecum, din localitatea Strâmtura, prin intermediul părinților ei. Sigur că da, ea s-a stabilit deja la satul mare, dar cred că nu uită vacanțele pe care le-a petrecut acolo în Maramureș și în Strâmtura, așa cum le-am petrecut și eu în Șișești și în Baia Sprie. Dar o să o lăsăm pe ea să vedem ce amintiri o leagă de Strâmtura, localitatea, satul Strâmtura din județul Maramureș. Te rog, Denisa. Sunt amintiri foarte frumoase. Într-adevăr, era un pic mai de mult, dar acum ne-am mutat aici. Și totuși, acolo este altfel. Da, mai avem aproximativ 2 minute, stimați telespectatori, Denisa, până la pauză. Așa că vei interpreta primele tale 2 cântece din cele 4 pe care le-ai pregătit în partea a doua a emisiunii. Dar vreau să te mai întreb, acolo în Strâmtura mai trăiește cineva din familia ta, bunicii tăi? Nu. Toți au venit aici sau care toți au rămas? Da. Nu mai este. Și rudenii aveți acolo? Avem în Sighet și în Bârsana. Sighet și Bârsana. Și vă mai duceți din când în când acolo la... Mai mergem vara, în vacanțe. Rudenii, da. Da. Denisa, ești anul 2 la școala de arte. După ce termin, ce te gândești să faci? Vrei să mergi și tu la Academia de Muzică din Cluj, așa cum își dorește Daria, sau vrei să faci informatică sau matematică? Încă nu știu, mai am până termin. Până în clasa 12 mai este mult timp. Bine, dar totuși ai o perspectivă, un gând sau gânduri legate de profesia ta, viitoarea ta profesie. Cu muzica oricum am să continui, nu mă las aici. Deci nu te lași. Nu, nu. Da, am înțeles. Ai mai fost și la alte spectacole, festivaluri la care ai participat, da, ai luat fost premii. Vreau să te întreb, să ne spui la câte ceva despre... La festivale nu am fost încă, urmează să mă duc. La emisiuni, la spectacole, da. Pe Denisa Kaiser, așadar, stimați telespectatori, o vom asculta în partea a doua a emisiunii noastre, când vom lua și telefoane de la dumneavoastră. Să nu vă supărați dacă în prima parte nu am luat telefoane, i-am lăsat pe invitații noștri, pe aceste tinere talente să se destăinuie cât de cât, pentru că sunt foarte secretoși, nu vor să spună ei toate despre ei, mai ales Cristi este foarte secretos. Te rog, Cristi, povestește-ne cum e cu tânărul care a bătut și el la porțile afirmării. Cânta și el la pian, dar până la urmă ce a spus profesorul? Așa, până la urmă a spus profesorul, mai poate nu ai tu așa talent la muzică, dar poate o să fii bun la basket sau la fotbal sau la altceva. Cu muzica mai bine lasă. Da. Daria, te pregătești pentru Academia de Muzică așa Gheorghe este. Dima, nu, din Cluj. Cu cine te pregătești? În afară de două profesori, Vasile Chioran, mă gândesc la teorie muzicală, sau? Nu aș vrea la Cluj, eu aș vrea la Oradea. La Oradea, da? Da. Și teorie muzicală, dicteu, cu cine faci? Cu domnul profesor Vasile Chioran. Cu domnul profesor Vasile Chioran. Tot. În afară de domnul profesor, Cipri, mai cântăm noi în baie, așa câteodată, da? Dar asta să zică. Acolo îți cel mai tare talentul. Când te afli de unul singur în baie. Era sesiune, eram al întâi de student la București și vorba ta, m-am dus să fac o baie și fiind vesel, n-avem stres, pentru că
aveam 3 sau 4 zile la dispoziție pentru a pregăti un examen și cântam în baie, știi? Eu cred și unul dintre colegi se pregătea la masă și la un moment dat bate cineva la ușă. Intru, și bă, dar la ăsta nu intră apa în gură, zice. Eu cântam ceva de Nicolae Herlea, Pă Mureș și Pă Târlave. Eu așa zic, că cam toată lumea cântă în baie. Poate alții recunosc, alții nu, dar ăsta e adevărat. Da, e un semn bun, că atunci reușești să te descongestionezi psihic, și nu? Să dai totul. Să dai totul. Ai impresia că nu te aude nimeni, că e baia mică, dar de fapt te aude, te aud. Știți, muzica este vecinii. Cea mai bună alinare. Deci. Da, cea mai bună alinare, știi? Tot un profesor de-al meu de filozofie spunea, păi, la studenți, de ce cântau bunicii noștri în timp ce săpau în grădină? Cântau, câte o horeau, câte o... Dom'le, atunci ei se descărcau psihic, le era mai ușor sau dacă... Trece ziua de muncă, nu? Mai repede. Cristi, ai văzut? Trece, nu? Trece ziua de muncă mai repede, da. Și poate și nu... decât să stai așa, mă rog, că nu o să... Nu, odată le-am auzit pe trece bunicuțele noastre în timp ce mergeau la muncile câmpului și toate în cor cântau un cântec. Chiar am avut un, nu? Vecin, Dumnezeu Ciprin. Să-l ierte, a murit foarte de mult, și acasă pe grădină, și în vie, și îl știai de departe, e aici Baciu Gheargheal, că uite, s-aude cântând. Deci cânta tot timpul. Da, chiar dacă nu aveți voce, dacă nu aveți ureche muzicală, și dumneavoastră puteți să cântați, stimați telespectatori, în baie, în grădină, pe unde vă apucă, ca să nu mai fiți supărați, că oricum viața asta este scurtă și sunt multe probleme în viața de zi cu zi. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care ne reîntoarcem în direct cu dumneavoastră și cu invitații noștri.